Alo, vecinul, ce mai faci? La ce ocean mergi la mare vara aceasta? La cât de tare am udat-o pe maică ta seară, cred că avem cu toții loc să ne bălăcim pentru următorii 3 ani. Țigară. O țigară? Stai să vezi, mai am 4, nu-ți dau. Dacă dai 50 de lei. Care fumezi? Dunhill. Uite. Eu Marlboro. Marlboro, bun e și Marlboro. Îți dau dacă vrei 50 de lei bucata. Avem mere. Uite, îți dau un telefon. Un telefon pot țigară? Mere, un telefon pot țigară. E bun, așa. Mai dai și 50 de lei, ce ia e. E egal. Am cât 50 de lei nu mai dau. Atunci numai telefonul pot țigară, bun? No, bun, așa faci. Cânti la chitara de pe perete. Bă, chitara mea, chiar dacă îmi place mult, asta e asta adevărată, care are o poveste tragică, după câte prea poate se poate, prea poate să... După câte puteți să vedeți, au rămas numai cu două corzi, s-au distrus dozele în ea, nu știu cum. Și astea pur și simplu au tunat noaptea. Deci corzile astea pur și simplu stăteam și s-au de... Tong! Și măi, ce pula mea mă întorc în spate. Zic, poate mi s-a părut. Mă întorc la calculator, nu știu chiar, tong, se mai rupe una. Și s-o rup două într-o sară și una în altă sară și nu înțeleg de ce. Și chiar m-am gândit că trebuie să-mi cumpăr una nouă și asta o să o țin numai de aspect, săraca, și-o făcut datoria cât am învățat să cânt minimul la chitară. Dacă, ai de pula mea, mă, curentat, ce dă? Eu sunt să-ți dau muie, Codrin, și-o ieși. Bă, da, trebuie să mă ridic de fiecare dată să schimb întrebarea de la calculator și nu văd până acolo. Poate reușesc să schimb, să lovesc tasta de dreapta cu acest pix. Nu mai am monitor. De ce te ții de pulă? N-am apucat să-l... Ce ai face dacă ai deveni mai... important decât PewDiePie? Aș începe o serie de clipuri singura de pe canalul meu în care aș face 20 de minute pe zi live stream. Asta aș face. V-ai auzit? Bine, sau ce zice, niciodată nu înțeleg ce strigă oamenii ăștia, mă. M-au spus pe stradă, și nu înțeleg ce... Ce pula mea zice femeia aia? Doamne, fute-ți penele, mă! Să te mai pună Dumnezeu să zici o arme. Când pe episod cu altă? Să te fută Dumnezeu! Femeie, ce pula mea vorbești? Ce faci la 1 milion de abonați? O să fac un clip de 2 secunde în care râgâi. Serios. Dacă o fuți pe vecină și te căsătorești cu ea și apoi te muți la ea, tu din prezent o să fii vecinul tău din trecut. Mi-e foarte frig. Adică nu-i foarte frig, dar podeaua e mai rece ca sufletul meu. Oamenii nu dau drumul la căldură. Și Codrin, care este un geniu contemporan, ține geamul deschis. Ei bine, toate aceste elemente adăugate de profesorul Utonium au creat elementul perfect, răceală. Ce ai face când vei avea noroc? Cumva astea nu se leagă. Ce ai face dacă ai avea norocul? Ce ai face când vei avea? Adică ce o să faci când vei avea sau ce ai face dacă vei avea? Ce ai face când vei avea norocul să fii tătic? Nu vreau copii în următorii ani, în niciun caz, în următorii foarte mulți ani, pentru că viitorul lor tătic din prezent este prea întunecat și nu vreau să-i cunoască această față. Vine Bazuca să cânte Waka Waka la nunta mea cu Shakira. O să vină Bazuca să-i dea Waka Waka lui Shakira în backstage și tu o să ne filmezi. Bea o sticlă de apă într-o secundă. Știți cu ce putem încerca? O să încercăm cu acest pahar. De ce am făcut asta? Am făcut măcar într-o secundă, mi se răcește stomacul. Așa e, să mori. Oare mor? O mai vezi de burtă? Asta nu ai avut niciodată. Păi, dar crezi că mă faci turtă? Ce să nu mai văd de burtă? Te referi cumva prin ea? Oare chiar la mama ta? Te anunț doar ca să știi că o văd chiar zi de zi. Sub a mea gigantă burtă, mama ta e de vreme multă. Câte kilograme aveai la naștere și câte kilograme ai acum? M-am născut, eram ușor, cât un pui de avion. Și chiar pe bună dreptate, aveam 4,5 kg. Să mă bage în ciorbă dracu, să facă din mine supă. Că acum am tot un 4, cu încă 2 cifre după. No, mem, sper că v-a plăcut, v-am pupat și ne vedem. Dă-te uitură-i. Se doare gura.